Bun găsit tuturor! Totul a avut loc printr-o răsturnare de situație orchestrată, se pare, de către deputații liberali, ajutați și de prim vicepreședinții PNL, care se aflau la acea ședință de coaliție la Palatul Victoria. S-a ajuns ieri în Comisia Juridică la o serie de amendamente depuse de către Ministerul Justiției pe codul de procedură penală, iar cel mai nociv, susțin cei de la opoziție, se referea la scoaterea interceptorilor din zona mijloacelor de probă în cazul infracțiunilor de evaziune fiscală, acte de corupție și acte asimilate acestora, dar și din zona infracțiunilor comise pe fonduri europene. Acest lucru se pare că a pus capac. Liberalii care se aflau în respectiva comisie au preferat să se abțină de la vot. Asta după ce aceiași deputați liberali, cu o zi înainte, în ședința de grup, au decis să vină cu un prag mai scăzut la dezincriminarea abuzului în serviciu la nivelul a două salarii minime pe economie. Semnalele date de liberali în aceste zile i-au făcut pe liderii coaliției să regândească totul. Mai mult, au observat și reacția societății civile, au calculat și deficitul electoral pe care trebuie să-l suporte în al preelectoral dacă vin cu astfel de modificări la codurile penale și codurile procedură penală, și au decis stop joc. Drept urmare, în momentul de față, astăzi aici, la Camera Decizională, vom avea parte de o dezbatere și un vot pe forma inițială a Guvernului, fără aceste amendamente cu care s-a tot venit în ultima perioadă. Dar opoziția susține că acea formă cu care s-a venit de la Guvern este una incompletă și care ar putea fi atacată prin instanță de către diverse persoane interesate în următorii un an, doi, și s-ar ajunge din nou la Curtea Constituțională.